situația. Astăzi a venit o știre foarte interesantă. Ea se referă la o sancțiune pe care România a primit și o primește din partea Comisiei Europene. V-aș ruga să nu difuzați aceste cartoane până când nu descriu un pic situația de fapt. Știți că zilele trecute am vorbit la punctul de întâlnire despre faptul că poluarea în România ucide zeci de mii de oameni anual. Și Agenția Europeană de Mediu avertizează țara noastră că sunt atât de mulți factori de mediu agresivi în țara noastră, care factor agresiv duc la accelerarea unor boli, la probleme foarte grave de sănătate și chiar la deces. Constatarea asta a fost făcută pentru întreaga Europa. România era evaluată cu 25.000 de morți pentru aceste probleme foarte serioase de mediu. În București, Adina Anghelescu, cele mai grave probleme de mediu sunt legate de poluarea cu particulele fine și România a fost dată în judecată de Comisia Europeană la Curtea Europeană de Justiție pentru această poluare. Amenda este uriașă, între 100 și 400.000 de euro pe zi, până nu reglăm această chestiune. Primăria Capitalei spune că Ministerul Transporturilor poartă principala vină pentru faptul că n-a finalizat centura și alte proiecte importante de transport care să degreveze traficul din București de foarte multe mașini și în special de traficul greu. Tu cum vezi această chestiune? Eu cred că ar fi trebuit luate măsuri de mai cu ceva vreme în urmă, de când Uniunea Europeană ne-a tot atras atenția că asta se va întâmpla. Și uite că s-a întâmplat. Să fim sancționați, pentru că poluarea aerului nu numai din București, în marile orașe ale țării, dar în special în București, se datorează și faptului că avem o supraaglomerare a autoturismelor, foarte multe care tranzitează, în loc să avem centura, exact cum spuneai, tranzitează prin București, mașini mari, mașini de mare tonaj, basculante și așa mai departe, da? Deci toate mașinile care vin din alte județe, fără a fi lăsate frumos în parcări, cum e la Londra, spre exemplu, da? La Londra te duci, știi că plătești dacă treci prin centru. Treci odată, plătești rovineta respectivă. Curtea sau taxa, Europeană de Justiție, da? A trimis lui Ministerului Mediului un document care înștiințează autoritățile române că a început procesul intentat de Comisia Europeană pentru că statul român nu rezolvă problema poluării din București. Eșecul protejării propriilor cetățeni poate costa România între 100 și 400 de mii de euro pe zi, domnule Dobre, și da, această poluare o simțim și cu noi toți. Noi toți cei care trăim în București o vedem și o simțim. Este unul dintre cele mai poluate orașe încă din lume. Încă ceva mai vreau să adaug, chestia cu gunoaiele. Deci nici acum nu este rezolvată problema. Altă, da? Să și spunem, altă problemă de infringement. Poluarea aerului în București, ajung să ne sancționeze cei din Comisia Europeană pe chestiune pe care o simțim și noi și o putem rezolva? E adevărat. Cred că e o problemă care necesită investiții foarte mari, care cred că trebuie să aibă un parcurs, sau mă rog, în mod logic, trebuie să aibă un parcurs destul de mare până la soluționare, pentru că sunt necesare investiții în sume foarte mari și în utilaje. Și mă gândeam la o chestie foarte simplă. Acele mașini care merg pe stradă și fac curățenie perile alea rotative pe care le vedem din când în când, nu fac altceva decât să mute praful după stânga pe dreapta. Și în nasul nostru. Și în nasul nostru. Și în plămânii noștri. În plămânii noștri. Că de multe ori cred că trebuie să fie niște aspiratoare care să preia toate poveștile alea. Dar mă rog, e o discuție întreagă. Nu sunt specialist în mediu. Dar vă spun eu că la salubrizare în București se cheltuie în jur de 200-300 de milioane de euro pe an. Ori chestiunea asta de bani ăștia, să mă scuzați, firmele care aparțin primăriilor de sector, nu primăriei generale, salubritatea aparține de primărie de sector, care încasează banii ăștia și lasă mizeria care este în București, pentru mine ar trebui puse să plătească ele în locul statului român pentru această poluare. Dacă tot încasez purcoiul ăsta de bani și e mizeria care e, ia și plătește tu amenda asta pentru poluare. Da, asta este și din cauza achizițiilor, Radu, că dacă ai avea, spre exemplu, pachetul de achiziție, da, niște criterii în care să ți se spună n-ai voie decât
cu standardele astea europene, cu mașinile astea, cu asta, cu asta, atunci hai să vedem cât se mai înscriu la licitațiile. N-am mai văzut bulevarde da? Spălate în București cu apă, nu cu altceva, că nu avem pretenția cu, să partea, fie cu detergent partea ca la vie. Partea din punctul meu de vedere este că această poluare este generată de lipsa de curățenie, de exemplu, profundă din București, și nu, de exemplu, de un grad de industrializare crescut. Din păcate, e generat și de șantiere făcute ala îndala, de, de multă mizerie care este scoasă și de lipsă de civilizație. Pentru că sunt mulți care își aruncă pe geam tot felul de gunoaie, exact, excrementele de la animale pe străzi și așa mai departe. Luăm publicitate la capitolul salubrizare. E o tragedie în București. Dacă admitem faptul că așa este, înseamnă că cei din Comisia Europeană au dreptate să ne dea în judecată. Avem tot ce ne trebuie, și bani, și oameni, și instituții, numai să luăm măsuri, că poluarea asta pur și simplu bagă oamenii în mormânt. Publicitate revenită.